Familie, am o veste pentru voi. O să mai avem un nou membru în familie. O să aveți un copil? Da, a trecut foarte puțin timp de când vă știți. O să mai am un frățior? Ce tare! Cap sec, nu o să fie frățior. O să fie nepot și tu o să-i fii lui unchi. Unchi? Dar eu nu o să pot să stau în unchi toată viața. Nu o să fii nici unchi, nici unghi. O să vedeți, o să ajungă imediat Ana. Hai, spuneți-ne că suntem curioși. Pot doar să vă spun că este pui. Pui? Aduce pui. Sper că e făcut la rotisor, că ăla îmi place. Nu e pui de mâncat, nu totul e de mâncat. Atunci să nu mai aducă, că nu suntem interesați. Bună, familia Lumitică! Ea este Țiții. Asta era surpriza. Este un pui de pisică. Ce drăguț! Chiar m-am speriat. Am crezut că o să-mi aduceți un pui de om. Ce tare! Vreau să o păstrăm. O să mă joc cu ea toată ziua. Să și curez după ea, dacă tot stai să te joci. Da, o să ne jucăm împreună în nisip. Mitică, pisicile nu se joacă în nisip. Acolo își fac ele nevoile. Nevoia de a se juca undeva, ca mine. Nu, Mitică, acolo fac ele caca și pipi. Blea, atunci nu mai vreau să mă joc acolo. Dacă ele își fac nevoile acolo, atunci o să mi le fac și eu. Nici să n-aud, nu vreau să curăț litiera aia după tine. Familie, modul defensiv acum! Oh, bunico, eu mai ușor, este doar Ana. Nu, Ana mă sperie, ci fiara aia care urmează să-i mănânce mâna. Nu e fiară, mai degrabă felină, este doar o pisică. Asta credeți voi? Dar pisicile sunt extraterestri. Monștri! A, da, am și uitat. Într-un alt sezon am fost în spațiu cu bunica în aventură și mi-a zis că pisicile sunt rele. Rele? Cum ar putea? Doar uitați-vă la ea! Crede-mă, ele mi-au omorât familia și după au căutat planete ca să invadeze și au găsit pământul și aici s-au înmulțit. Dar nu știu vreo pisică să fi rănit vreun om până acum. Maxim o zgrietură ușoară. Pentru că nu le place carnea voastră, le place carnea de extraterestru. Mai ales carnea mea. Cred că totuși era o idee bună să întrebați înainte. Iulian și Ana au făcut o prostie. Vezi, dacă erai om, acum nu mai aveai problema asta. Cum să mă pe mine că m-am născut extraterestru? Eu aș vrea să păstrăm pisica. Și eu aș vrea. Nici nu știu ce să facem. Am eu o idee. Dacă strângem la acest videoclip 10.000 de like-uri, păstrăm pisica. Doar 10.000 de like-uri? Dacă vreți să o păstrăm, va trebui să strângem mai multe de atât. 25.000 de like-uri. Câte? Dar e imposibil. Pa nu, o păstrăm pe Țiții. Dă-ne like ca să o păstrăm. Mai am o idee. Chiar dacă se strâng like-urile, nu putem risca să vă mănânce. Cu siguranță nu. Dacă v-ați transforma în om, atunci nu vă va mai ataca. Asta chiar e o idee bună. Mă bucur că ai intrat în familie. Acum nu mai trebuie să ascult idei idiote. Am eu o idee mai bună. Hai să mâncăm pisica înainte să mănânce ea pe bunica. Mitică, asta e cea mai mare prostie pe care puteai să o zici. Ești pedepsit? Glumeam și eu doar. Proastă glumă, să nu mai faci. E o idee bună să devin om, da? Nu știu dacă vreau asta. Dar dragostea mea, o să fim în sfârșit la fel. Adică și bunica o să tragă părțul toată ziua. Nu e o idee bună, nu cred că vreau asta. Asta e specialitatea lui, doar el poate să facă asta. Dar cum poți bunico să schimbi identitatea permanent? Pentru că poțiune funcționează doar pe anumită perioadă de timp. Aici pot să intervin eu. Dacă combinăm poțiunile cu puterile mele, atunci poate facem o poțiune care îți dureze permanent. E o decizie foarte grea de luat. Nu o să mai pot să contactez prietenii mei de pe Marte. Mai bine așa, că oricum ei nu au fotbal ca să vezi despre ce să vorbiți. Of, hai că încep să fac poțiunea. Îmi trebuie ceva foarte uman. Eu sunt uman. Pune-mă pe mine. Nu cred că vrei să stai un deget mitic ca să-l folosesc. Un fir de păr uman. Poți să iei din mustața mea. Și să iasă poțiunea prost, să devină plastic bunica noastră? Lasă. De ce să devină plastic? Ea vrea să facă om. Pentru că mustața ta e din plastic, made in China. Te rog, e din păr natural de bizon. De ce ai recunoscut că e falsă? Ba nu, așa mi se zice mie în liceu. Bizon. Da, sigur. Și noi te credem. Îmi trebuie altceva. Da. Oare ce? Dacă e ceva de la Ana, nu cumva o să ai și superputeri? Cred că asta o să funcționeze. Atunci o să beau și eu cu tine, că vreau și eu să am superputeri. Și beau și eu, să devenim familie de supereroi. Eu zic să pui niște gaze naturale în poțiunea aia. Ceva mai uman de atât nu poate să existe. Și după să devenim familie de superpârțoși, mai bine să mă mănânce pisica decât asta. Am o idee, o să folosim un simplu fir de păr. Da, asta o să meargă. Cine îmi dă un fir de păr? Uite, am eu deja unul rupt. Ial! Ce drăguț! L-ai pregătit deja! Mersi, Mitică! Cât pregătește bunica voastră băutura, eu aș mânca ceva! Pisica? Mitică, oprește-te! Te pedepsesc și mai tare! Sunt curios dacă bunica o să fie la fel, oare o să mai poată să facă poțiuni? Eu cred că da, pentru că poțiunile se fac cu anumite ingrediente și toată lumea poate să facă poțiuni. Gata! Poțiunea e gata! Nu pot să cred că fac asta! Nici eu, că bei înainte să-mi faci de mâncare! Familie! Mă bucur că am fost extraterestrul vostru până acum. Și noi, bunică. O să ne lipsească contactele tale. Ce să face cu nava de la subsol? Nimic. Rămâne acolo. Nu o să uit cum o să se conducă. Hai, bunică, bea mai repede să văd cum te transformi. Nu
o să fie transformarea, o să arate exact la fel. Ok, o să fac asta. Și când te gândești că toate astea doar ca să ne luăm noi pisică, acum chiar trebuie să strângem 25.000 de like-uri. Mama, tu ești? Ai luat formă de extraterestru? Cum e posibil? Trebuia să fie umană. Ce amuzant! Bunica e pisică. Nu e amuzant, e ironic. A devenit cea mai mare frică a ei. Ana, te rog, poți să rezolvi asta? Ar trebui să-și revină când trece efectul poțiunii. Nu ai zis că e permanent? Nu, că abia după ce lua poțiunea urma să-mi folosesc puterile, dar acum nu o să mai fac asta. De ce nu? Ar fi amuzant să avem două pisici. Mitică, pentru tine totul e o joacă, dar acum chiar este o situație serioasă. Ați văzut cumva unde este iubirea mea? Este chiar lângă tine? Nu, asta e pisica. Eu întreb de iubirea mea. Ea este. Ești căsătorit cu o pisică. Oh, nu, pisica a mâncat-o. E timpul să-mi pregătesc tancul de război împotriva pisicii. Nu este necesar, ea e bunica, o să-și revină în orice moment. Eu zic să mai lăsăm așa, o să se înțeleagă sigur cu Țiții. Eu vreau pe mama înapoi așa cum era. Familie, sunteți bine? Ce s-a întâmplat? Draga mea, ai revenit! Am crezut că nu să mai mănânc lasagna făcută de tine niciodată. De lasagna ți-ar ție? Era să nu mai fiu. Și dacă tu nu mai erai, nu mai era nici lasagna. Logic. Logic pentru stomacul tău. Deci cum facem atunci? Mai încerci o dată să faci poțiunea? Nu înțeleg de ce nu am mers. Am făcut totul cum trebuie. Sunt sigură că nu ați greșit cu nimic poțiunea. Mitică, de unde ai smuls acel fir de păr? Nu l-am smuls, l-aveam în mână deja. Și cum de l-aveai acolo? Ca e pălărie, nu are cum să scadă părul. Am mângâiat pisica. Nu pot să cred, mi-a dat fir de păr de pisică. Am devenit eu pisică. Bine că nu am folosit puterile să devină permanent. Of, Mitică, ești pedepsit. Data viitoare să fii mult mai atent. Și acum ce să fac? Că nu putem să păstrăm bestia. O să mă mănânce. Până vedem dacă se strâng like-urile, o să țin eu pisica ca să nu vă atace. Să ții bine, să nu scape. Nu are cum să plece din mâinile mele. Vezi că deja nu mai e pisica în brațe. A scăpat pisica. Sunați la poliție. Oh, nu, asta nu e de bine. Trebuie să o găsim un cent înainte să ne atace. La TV nu e pisica, asta e sigur. Dacă vreți să aflați unde e pisica, doar stricați-o cu ps, ps, ps. Cum? Așa? Ps, 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 ps. Nu, tu bunico, o să vină la tine acum și o să te atace. Aaa, e aici, o să mă mănânce. Arunc-o, repede. Nu pot, mă ține captivă cu plana ei. Vreau să vă salvez, dar nu vreau să rănesc pisica. Să nu te pună la rău, să mănânci iubirea că te fac lasagna. Of, uite mami, bunicul vrea să o mănânce și pe el nu-l pedepsești. Asta pentru că ține la iubirea lui. Gata? Sunt mâncată? Așa e după viață? Nu, ești aici cu noi. Of, speram măcar după moarte să nu dau de tine. Nu, sunteți în viață, se pare că pisica nu v-a atacat. Poftim, dar cum e posibil? Pe părinții mei i-a sfâșiat. Vedeți că nu sunt periculoase, v-am zis eu. Cred că știu ce s-a întâmplat. Când am băut poțiunea și am devenit pisică, am prins mirosul lor. Și acum ea nu mai mă miroase, nu mai mă detectează că sunt extraterestru. Asta are perfect logică. Înseamnă că acum putem păstra pisica. Sigur, dacă se strâng 25.000 de like-uri. Eu acum cred că sigur o să se strângă. Dar cine o să ia mâncare? Cine o să curețe după ea? Cine o să se ducă să o spele sau să se joace cu ea? O să-i fac eu de mâncare, că oricum deja fac pentru bunicul vostru. Eu o să fac nevoile cu ea, să nu se simte singură. Și eu o să mă joc cu ea, că și așa voi nu vă jucați cu mine. Eu o să dorm cu ea, adică mă rog, o să dorm ea lângă mine pe canapea cât timp eu mă uit la meci. Și eu o să o duc la veterinar, pentru că am un medic bun care mi se dator. Ce drăguț că vreți să aveți toți grijă de ea. Atunci o să mă duc eu după ea să curăț. Și atunci noi cu ce să contribuim, Iulian? Cu nimic, lasă-i pe ei să facă totul. Te-am auzit, poate faci tu singur totul. Vezi făcălețul ăsta? Da, a văzut cineva pisica? E chiar aici! Cine e un animal pupos? Îmi amintești când mă ținea pe mine așa și îmi zicea asta. Auziți, dar nu vreți să-i schimbăm numele Țiții? Eu zic că dacă oamenii dau like ca să o păstrăm, să-i găsească tot ei un nume. Să scrie ei în comentarii ce nume să-i punem. Eu vreau să-l cheme Rambo. Pisica este fată, nu putem să-i punem numele ăsta. Cine e un animal bubă și drăguț? Uite ce se înțeleg. Ce? Cine sunteți voi? O învia zombie. Tu trebuie să fii cel nou. Bine venit, rău ai nimerit. Unde sunt aici? M-ați răpit? Ce sunteți voi? Nemți? Ruși? Suntem bătrânii și atât. Atunci sigur nu am ce căuta printre voi. Oh, ba da, toți ajungem aici într-un final. Aici unde? Spune-mi odată, că dacă nu, o să te fac să-mi spui. Am o armă secretă și nu vrei să o miroși. M-ai făcut să râd. Aici la azil toți avem această armă secretă. La azil? Dar cum am ajuns eu aici? Că singurul lucru pe care mi-l amintesc a fost...
Trebuie să facem ceva cu bunicul vostru, că nu se mai poate. S-au îngălbenit pereții de la mirosurile lui. Eu nu simt nimic, pentru că tu te-ai obișnuit la cât stai cu el. Bu, ce miroase aici așa? E bunicul, se agravează situația, începe să tragă părțuri până și în somn. Știu că pare că dorm, că dar mereu am un ochi deschis și aud și văd tot. Și ce dacă ies părțuri pe fund în timp ce dorm, e parfum natural. Da, nu pentru nasurile noastre. Eu zic să-l internăm pe bunicul. La azil! Asta e o idee foarte bună. Așa scăpăm de mirosurile lui. Și de mirosuri și de bunicul. Eu mă refeream să-l internăm la nebun, la psihiatrie. Nu faceți nimic cu bunicul. Dacă îl trimiteți pe el, trebuie să mă trimiteți și pe mine. Mitică, la azil e plin de oameni bătrâni care arată ca niște zombi. Zombi? De ce nu zici așa? Nu mai vreau să merg. Poate să meargă bunicul singur. Nu merg nicăieri. Nici pentru că nu mă pot deplasa și nici pentru că nu vreau. Dar, dragule, trebuie să înțelegi că acolo ți-e locul, măcar pentru o lună, să ne simțim și noi liniștiți, să fim ca în vacanță. Acolo se fac experimente pe oameni. De ce credeți că sunt doar bătrâni? De ce sunt? Pentru că bătrânii sunt ușor de păcălit, li se dau pastile. Dar eu știu asta și nu mă las. Dar bătrân ești, poate a trebuit să mergi. Hai să nu mai luăm așa de tare. Poate găsim o soluție să stea cu noi în casă fără să mai facă ceea ce face el. Am încercat, draga mea, cu toate poțiunile posibile. Nu merge. Poate că trebuie să nu mai hrăniți cu lasagna și cu conserve. Vorbiți de mâine ca de un câine. Păi tu te-ai lăudat că ai fost recunoscut de lupi. Asta te face un animal. Și animalele n-au voie în azil. Așa că o să rămân aici. Și o să mă chinui în continuare să vă suport pe voi. Dar ce facem rău, bunicule? Tu ești excepția familiei. Dar uite de la tatăl tău, că mereu e gălăgie de la meciurile lui. Nu e adevărat. Nici măcar nu mai aud meciurile câteodată de la părțile tale. Așa de lungi sunt. Vreți să încerc și eu cu puterile mele să opresc asta? Crezi că ai putea? Nu am încercat niciodată asta, că n-a fost cazul. Folosește-ți puterile să-i pui dop imaginar la fund. Nu merge, că după o să strângă tot în stomacul lui și o să explodeze. Ce tare! Acum chiar vreau să văd asta. Ana, fă asta. Nu minti că mai bine controlezi să fac să nu-i mai fie astfel de foame. Cel mai bine! Și așa facem economie și la mâncare! Nu merg la azil ca să nu mă spele pe creier și mă spălați voi! Nu o să simțiți nimic și o să vă fie mult mai bine! Oprește-te! Mă arde! Ana, oprește-te! Nu vrem să-i facem rău lui bunicul, nu vezi că-l doare! Dar se preface, încă nu mi-am folosit puterile asupra lui! Cum nu? E imun? Înseamnă că toate poveștile din război sunt adevărate? E ciudat, pentru că au reușit să controlez orice om până la el. Asta înseamnă că poate nu e om. E om sigur, l-am scalat mereu, de-a lungul vieții. Da, e altceva la el, pentru că eu când controlez pe cineva încerc să accesez creierul cu puterile. Adică vrei să spui că nu are creier? Exact, nu am ce să accesez. Ha, că nu v-a mers. Vedeți dacă sunt deștept. Tocmai ce s-a ajuns la concluzia că nu ai creier, nu că ești deștept. Nu contează, am câștigat, nu mă puteți controla. Eu zic să te culci, că așa nu o să mai poată nimeni să te trimite la azil, pentru că poți să-i urmărești cu ochiul tău. Ce faci? Cum adică să doarmă? Tu vrei să tragă părțile în somn? Știi că nu se poate abține deloc. Ai puțină încredere în mine, am o idee. Tu? Idei? De când? De când este pauză între reprize și nu am altceva mai bun de făcut cu viața mea. Nu știu cum se face asta, dar de data asta e dreptate. Așa că somn ușor mie. A dormit. Și acum ce facem? Cântați ceva. Ceata lui pițigoi, trece mână prin zăvoi. Da, săptata răsai, da, într-unul țipă doi. Nu asta, altceva, să doarmă pe bune. Are record de dormit. Sunt sigur că niciun cântec de leagă din lumea asta nu o să facă să-l adormă. Și totuși merge încercat. Mami, tu ar trebui să știi. Să văd dacă mi-amintesc. Noapte bună, puișor, dorm cu mama somnușor. Se pare că nu a funcționat la bunicul, în schimb la mitică, da. Știam eu că e idee idiotă și că nu merge. Ideea e bună, tu nu cânti cum trebuie. Dacă ai tu voce mai bună, cântă tu. Problema e melodia. Trebuie să asculte o piesă pe care o auzea el când era puști, când era bebeluș. Dar el a fost crescut de lupi. Lupii nu cântă. Stai să încerc. Funcționează, chiar funcționează. Mai cântă. Iulian, strigă și tu, că poate merge mai repede. Mami, Biana aici. Mă faci de râs. Se faci mai rău de râs cu părțile bunicului. Așa că hai să scăpăm de ele, să te aud. Of, bine, bine. Stai puțin, eu am adormit. No! Și ce dacă? Aici dormim 20 de ore din 24. Asta făceam și eu mereu acasă, doar că cu un ochi deschis. Veteran de război, nu? Da, de unde ți-ai dat seama? Toți dormim cu câte un ochi deschis, știi? Suntem veterani de război cu toții. Ha, hai că poate nu este chiar atât de rău.
aici pe cât credeam. Mâncarea de la prânz era, dar în rest este totul ok. De ce ai strigat nu mai devreme? Că ai zis că îți place aici. Pentru că încercam să obțin un record mondial să nu dorm întreg tot timpul. Dacă ai rezistat până acum, oare cum de-ai adormit? Asta vreau să știu și eu când s-a întâmplat. Trebuie să ajung acasă. Aha, nu poți ajunge acasă. De aici nu iese nimeni. Mai vedem noi. Am evadat din locuri mai periculoase de atât. Asistentă! Nu o să funcționeze să te dai la ea ca să te lase afară. Am încercat deja cu toții. Voi nu aveți șarmanul meu. Fii atent aici. Da, bună ziua. Dumneavoastră trebuie să fiți noul pacient. Greșit, draga mea. Sunt noua ta iubire. A, se pare că nu ați luat pastila pe ziua de azi. Cam delirați. Delirez pentru că te văd. Hai să te scoat în oraș să vezi ce tanca. Da, da, sigur. Mă duc acum să-mi iau jacheta să mergem. Ha, ți-am zis că o vrăjesc ușor. Așa am zis și noi, dar nu s-a dus după jachetă. S-a dus să-ți ia pastilă, ca să adormi. Știam eu că a fost prea ușor. Apelez la planul B. Și care este planul ăsta? Așteptăm să vină prânzul, dar după o să am nevoie de ceva de la tine. De o lumânare. Ce să faci cu lumânarea? Te prefaci mort? Toate la timpul lor. Hai să vezi. Ce bine, pot să respir. În sfârșit este prima zi când simt și eu aer proaspăt. Așa se simte aerul proaspăt? Nu cred că am mai simțit până acum. Și nu mai mă ustură nasul. Înainte aveam o usturime nas în continuu. Oh, dar ce miroase așa urât acum? Cred că acum, pentru că mirosul bunicului nu mai acoperă locul, te simți pe tine. Mai spală-te. Hei, mă spăl des și de ziua mea și de Revelion. Cred că ar trebui să introduci și Paștele ca să faci față. Aoleu, fiți atenți că ieri mi-au întrerupt ăștia meciul pentru o știre de ultimă oră. Ce mai zici acum? Ce monstru mai prinde Ana? Astăzi nu am nicio misiune, dar poate să mă duc acolo să ajut oamenii dacă au nevoie. Fugi repede, te iubesc. Și eu te iubesc, dar fugi repede, e pleonas și eu zbor. Ci că să ne încuiem în case, că ai evadat mulți nebuni de la azil. Oh, nu! Cred că știu ce a cauzat explozia. Repede, încuiați-o așa. Ce să încuiați? Sunt deja aici. Am aflat tot ce vreau să faceți. Tată, stai că nu este ceea ce pare. Nu știu cum ai ajuns acolo. Oh, bă, știți prea bine, cu farmecele voastre și puterile voastre m-ați făcut să dorm. Păi tu oricum dormeai toată ziua. De data asta am dormit pe bune. Mi-a bătut să-mi dea recordul. Sper că sunteți fericiți. Of, chiar am fost fericiți pentru o zi, cât timp am respirat aer proaspăt. Vreți aer proaspăt? Vă dau eu, natural, de la mama lui. Nu, bunicule, nasurile noastre nu mai suportau. Hai mai bine să facem un deal. Ce e la deal? E deal? Deal înseamnă când cazi la o înțelegere cu cineva. Uite cum facem, fii atent, bunicule. Tu nu mai ne gazezi? Noi nu te mai trimitem la azil. Nu cred că e o idee bună, că asta înseamnă să nu mănânce, că el tot ce mănâncă, dă afară. Nu-mi place înțelegerea asta. Eu vreau să mănânc. Am eu altă înțelegere pentru voi. Ce vrei de la noi? Eu nu mai trag părturi, dar voi îmi dați fiecare câte 10 lei pe zi. De unde, tată, bani? Că ai mai cerut și mulți. Îmi plăcea mai mult ideea să nu-ți dăm de mâncare. S-a făcut, eu îți dau, doar ca să scăpăm de mirosuri. Eu nu am, bunicule, dar pot să-ți dau porția mea de lasagna. S-a făcut. Eu nu înțeleg, dacă îți dăm bani, te poți abține? Da, că așa poți să repar tancul. Păi dacă poți să te abții, am eu înțelegere mai bună. Abține-te și atât. Și eu ce câștig? O familie fericită, nu-i de ajuns? Atunci facem altă înțelegere. Tu nu mai stai la TV, eu nu mai elimin gaze. Oh, dar cum să fac așa ceva? Știi ceva? Din partea mea, trage cât vrei tu. Eu nu renunț la televizor. Of, nu ai face nimic pentru familia asta. Gata, toată lumea e în siguranță, dar... ce miroase așa? S-a întors bunicul. Ana, sigur nu poți să-i faci un dop cum îl ziceam mai devreme? Nu mi-e teamă, dar... ați încercat să-l rugați frumos? Ce să facem? Da, noi nu știm să facem asta. Încearcă, de multe ori poate rezolva situația un vorbit frumos. Bunicule, poți să te rog frumos să nu te mai pârțâi. M-ai rugat frumos? Tu pe mine? Ai făcut asta? Vezi, nu merge la el, nu vrea. E tegă, nepotul meu drag. Pentru tine orice. N-am mai fost rugat frumos din război. Deci gata cu părțile? Așa de ușor a fost? Da, pentru că m-a rugat frumos, o să mă abțin. Yes, wow, ne-ai salvat, Ana. Crede-mă, plăcerea e de partea mea. Și asta e primul lucru pe care trebuie să-l spui când îți dorești ceva. A, da, și mai știu ceva. Mulțumesc, bunicule. Cu plăcere, mindică, cu plăcere. Ce ușor a fost. Oare funcționează și la... dragule, poți te rog frumos să nu te mai uiți la meci? Da, sigur, când o zbura porcul. Să vezi ce te altoiesc eu cu făcălețul ăsta. Ha, se pare că nu chiar mereu merge. Ei bine, parcă ceva nu e în regulă azi. Unde sunt toți? De obicei, Iulian era chiar aici lângă noi și Mitica mânca ronțăiel pe canapea. N-am văzut pe nimeni afară. Poate s-a ascuns să fac o surpriză. Cred că a dispărut, că am verificat dormitorul lui și nu e acolo. Ce e cu toată călăcia asta? Încercați aici să spargeți un record? La viteză marțială? De fapt, avem o problemă. Iulian a dispărut de acasă. Cum adică a dispărut? Exact asta încercăm să aflăm. Adică seara era totul ok și acum nu-l găsesc nicăieri. Uitați aici un bilețel, scrie: am plecat să văd lumea întreagă. O să mă întorc cu povești fabuloase.
A plecat să descopere lumea? Dar cine se crede el? Christopher Columb? Se pare că și-a luat cu el flota de încălțăminte. Au filat la buricat toate magazinele de pantofi din oraș. Bine, bine, deci nu trebuie să ne panicăm? Iulian e un băiat tânăr, poate a ieșit la o plimbare, la o aventură. Trebuie să-l găsim. Ar trebui să sunăm măcar, să vedem dacă ne răspunde. Ok, să vedem. Haide. Nu răspunde. Înseamnă că a plecat cu telefonul în modul silențios. Sau cine știe, poate l-a uitat acasă. Înseamnă că avem o nouă misiune pe mâini. Să-l găsim pe Iulian. Haide, strângeți-vă. Hai să nu ne grăbim, că poate a lăsat vreun indiciu prin cameră pe aici. Uite ce am găsit, o harta lumii. Și are niște locuri marcate. Oare o fi locurile în care plănuiește să meargă sau este deja? Of, parcă nu l-am mai învățat suficient de bine să folosesc Google Maps. Uite și astea, aventurile unui puș curajos. Probabil că și-a luat câteva informații înainte să plece. Uitați, am găsit și asta. Este un bilet de autobuz cu plecare dintr-o stație de lângă București. Haideți să facem o listă cu toate lucrurile marcate de Iulian pe hartă și să încercăm să mergem după urmele lui. O să încerc să-l contactez telepatic. A încercat deja surioara să-l contacteze la telefon. Nu merge. Telepatic și telefonic sunt două lucruri total diferite. Nu reușesc. Pare că are ceva protecție sau... Nu înțeleg de ce nu merge. Of, oare unde-o fi băiatul meu? Așa, bun, acum trebuie doar să mai aștept autobuzul să vină și să merg unde m-a chemat. Mă întreb, oare ce surpriză are pentru mine? O fi ceva drăguț? Sau poate nu-mi dă nimic, poate doar vrea să ne vedem undeva. Hai că vedem. Ah, dar nu mai vine autobuzul ăla odată. Of, tot eu trebuie să rezolv. Luați tot ce lăsat el în urmă și să mergem. Uite, ia biletul ăsta, că un bilet de meci nu putea să lase și el. Și ia și harta asta care pare dintr-o revistă de copii. Așa, deci eu am înțeles așa, că el pleacă într-o aventură și că ia autobuzul de la marginea Bucureștiului. Atunci o să zbor acolo să văd dacă îl găsesc. Nu, stai, venim și noi, suntem o familie. Trebuie doar să-mi iau tigaia. Mami, nu cred că o să fie timp de gătit acolo. Nu să gătesc, dar să am cu ce să lovesc răufăcătorii mai bine în caz că a fost răpit Iulian. Ce o să fac poțiune de super putere? Poate o să avem nevoie. Eu merg să pregătesc tancul. Îi dau o cheie ca să încălzească motorul. Și să văd dacă mai merge. Fără tank, tată. Nu vrem să speriem restul lumii. Eu îmi iau toate armele secrete și putem pleca. Și eu ce să iau? Știu, pe tata să mă apere. Ce? Eu nu vin, am meci. E televizorul cu tine și te uiți la meci în timp ce salvăm pe Iulian. Dar nu merge, că n-are curent. Asta rezolv eu, îi dau electricitate în permanență. Sunt gata, familie. Hai să mergem. Puiul meu o să fie găsit. Se pare că nu mai e nimeni în stație. Nici măcar Iulian. Oh, nu! Am venit prea târziu? Simt mirosul lui în aer! A fost aici! Cât este ceasul? E 12 fix. Noroc cu mine că am televizorul ăsta și văd cât e ceasul. Cred că putem să vedem la fel de ușor pe telefon. Aici scrie că a plecat la 11 și 10. Deci poate să fie oriunde în lumea asta mare. Nu chiar. Au trecut doar 50 de minute și autobuzul merge într-o singură direcție. Dacă mergem din stație în stație, am putea să găsim ceva. Ah, bine că am adus tango ca să mergem cu el. Dar parcă tangul tău nu funcționa. Păi nu merge, dar am băut poțiunea bunicii cât timp nu era atentă ca să prind puteri ca să trag tancul până aici. Ce ai făcut? Și acum noi ce să mai bem dacă Iulian este într-un necaz? Avem tancul, luptăm cu tancul. Poțiunea nu are atât efect. Ar trebui să se ducă în 3, 2, 1. Of, se pare că l-ai cărat degeaba. Hai să mergem în următoarea stație. Luați-vă după mine. O să iau eu înainte ca să văd dacă îl găsesc și vă anunț. Oh, se pare că asta este locația în care voia să ajung. Dar oare de ce aici? Oh, poate mi-a o mașină nouă. Mă rog, nouă, poate mi-a una la mâna a doua. Dar cine știe ce surpriză are pentru mine? Cred că ar trebui să mai mă plimb pe aici. Poate dau de ea sau văd ceva. Uitați-vă după orice vă amintește de Iulian. Uitați-vă aici, sigur a trecut pe aici. Este doar o baltă de apă. Păi îmi amintește de el, pentru că face pipi în pat. Urgență, familie, e urgență mare. Ce s-a întâmplat, ești bine? Deloc, am nevoie la WC-o și e urgență de-aia mare. Mergi și fă-și tu un boscheț, că oricum ești bătrân și nu te bagă nimeni în seamă. Și să mă apuce un urs de fund? Lasă, am altă idee. Dă-mi tigaia aia. Nici să nu te gândești, asta o folosim ca să ne luptăm cu inamicul. Of, e un supermarket în apropiere, mergi acolo să faci, te așteptăm aici. Am fugit! Acum că am scăpat temporal de el, putem să ne gândim la ce trebuie să facem. Ce să facem? Mergem la următoarea stație și tot așa. Ai descoperit ceva până aici? Nu, Ana, nimic. Unde e bunicul vostru?
l-a chemat natura, dar nu a vrut să meargă, așa că s-a dus la supermarket. Am fost în fiecare stație până la capăt și nu am găsit nici măcar un indiciu unde ar putea fi Iulian. Ai mai încercat să-l contactezi cu puterile tale? Da, și cred că are altcineva o vrajă asupra lui, pentru că chiar nu pot să-l contactez. Stați, cred că am găsit ceva. Dacă este încă o baltă de apă, nu ne interesează. Uite, ăsta-i telefonul lui Iulian. Deci de asta n-a răspuns el la telefon. Poate reușim să deșifrăm ceva din acel telefon. Ha, cât am luat înainte. Eu mă uit deja mesajele lui și... nu este nimic suspect aici. Mitică, putem să ne uităm și noi, te rog frumos. Dacă mă rogi frumos, normal că ți-l pot da. Ia! Mersi. Stai așa. Mesajele astea nu-s date de mine. Dar scrie numele tău acolo. Văd asta, dar cineva a modificat numărul și s-a dat drept mine. Mitică, tu ai umblat cu telefonul lui și ai modificat numărul? Nu am fost eu, mami, promit. Nu are importanță cum, dar uitați, arată exact locația. Se pare că este într-un cimitir de mașini. Știu locul, nu este departe de aici. De unde știi locul bunico? Nu te-am văzut să ieși din casă. Căutam un loc unde să arunc tancul bunicului și mi-a apărut locul ăsta pe hartă. Sunt gata să recuperez copilul. Să mergem. Ia, ce bine a fost. Ce-am ratat? Am aflat unde este Iulian. Acasă sper că nu mai pot să merg mult pe jos. Este în cimitirul de mașini. Încercați să mă păcălesc să mântu cu tango acolo, hă? Nu merge cu mine, aici îl las. Iulian este acolo și mergem după el. Fie că vrei să vii sau nu, noi tot mergem. Bine, bine, merg și eu. Nu-mi sări de atâta în cap. Îl vede cineva? Sigur nu bunicul, el nu mai vede de mult. Și sigur nici eu, că acum e meci și mă uit mai bine la TV. Fiul tău lipsește și tu te uiți la televizor. Poate apare pe stadion, zi mersi ca să fiu atent. Și zi mersi că am venit. La tine nici măcar nu contează unde ești, cât timp ai televizorul. Îl văd, este acolo, după grămada de mașini. Of, ăla nu Iulian, este un manechin construit din piese de mașină. L-au transformat în mașinărie, exact ca pe Pinocchio. Asta e altă poveste, Pinocchio era întâi păpușă și după om. Hai să ne concentrăm acum pe ce este important, nu pe povești. Căutați orice indiciu, dar ăsta e locul din locația de pe telefon. Miroase a Iulian aici. De unde știi tu ce miros are? Că toți mirosim la fel, că stăm în aceeași cameră în părțurile tale. Pentru că eu îmi cunosc mirosul și m-am obișnuit cu el. Uitați-vă, am găsit harta. Ce scrie pe ea? Plecat în altă parte? Nu, asta este ultima destinație încercuită. Dar nu e aici, doar nu e invizibil. Invizibil? Asta e. Dacă banditul a evadat și l-a făcut invizibil, exact ca pe Mitică. Imediat sunt la închisoarea intergalactică. Nu se poate. Nu mai scăpăm de nebunul ăsta. Of, m-am pus în așteptare. Lasă-mă pe mine să încerc, dragă. Uita că am pile. Bine, bunico, ia și vorbește, poate ți-e să răspund mai repede. Ana, dar de ce nu faci vraja de desfăcut invizibilitatea, cum a făcut Iulian atunci când m-a răpit banditul? Bună idee, Mitică. Iulian, m-auzi? Să știi că dacă mă auzi și nu-mi răspunzi, ești pedepsit? Nu era invizibil, ar fi apărut. Gata, am vorbit! Se pare că banditul este încă ținut captiv. Normal, pentru că e frică de mine. Cum l-am învins atunci, pot să-l înving și acum. Deci nu l-a răpit nici banditul și nu este nici invizibil. Dar în același timp, el este în acest loc. Eu zic să vă despărțiți și să-l căutați. Cât timp tu stai aici și tu ești la televizor, nu? Cineva trebuie să-l păzească, să nu-l fure. Nu cred că e bine să ne despărțim. Am văzut eu un Scooby-Doo. Mitica are iar dreptate, ar trebui să stăm toți uniți și să-l căutăm. Sau să ne despărțim pe perechi. Eu cu tine, Ana. Nu, că nu mai are cine să apere familia. Mergeți voi toți și mă duc eu. Bine, ai grijă de tine. Și dacă găsești o bujie de 10, să o iei, că am nevoie pentru tank. Hello? E cineva aici? Ana, ești aici? Da, Iulian, aici sunt. Ce bine că ești aici. Mi-era frică de întuneric. Nu ai de ce să-ți faci griji. Hai cu mine. Ce surpriză ai pentru mine? Unde mergem? Nu ai de ce să-ți faci griji. Hai cu mine, trebuie să mergem. Bine, hai să mergem. Iulian, stai! Ana, stai puțin. Tu nu erai chiar acolo? Eu sunt Ana. Ea este doar o impostoare. Nu asculta, Iulian. Ea este impostoare. Nu mai înțeleg nimic. Aceea nu sunt eu, te-am căutat până acum. Iulian, eu sunt dragostea vieții tale, nu asculta pe impostoarea asta. Impostoare? Tu ești aia care s-a deghizat în mine. Eu nu mai înțeleg. Cine este cine? Eu sunt Ana, eu te-am chemat aici să-ți fac surpriză, ai încredere în mine. Nu asculta pe ea, toată familia te caută în cimitirul de mașini. Două fete se certe pe mine? Nu credeam că o să ajung niciodată în situația asta. Pleacă de unde ai venit. Nu plec singură, plec doar cu Iulian. E timpul să rezolvăm situația asta. Stai, ce faci? Te teleportezi afară de aici. Uite, e Iulian, Ana și Ana? Oh my god, sunt două de Ana, ce mișto! Vreau și eu să mă multiplic. Cred că ne este de ajuns un singur mitic în familia asta. Cum este posibil să fiți două? V-ați clonat? Nu, ea este sora mea malefică, stați că vă arăt. Ah, ce-ai făcut? Te-ai băgat tu repede peste treburile mele. Tu te-ai băgat prima în viața mea lându-l pe Iulian. Stai, că era cât pe ce să plec de la ea, dar tu ce vrei de la mine? Toată viața mea, sora aceasta a avut tot ce și-a dorit. Iubiri, jucării, parfumuri. Asta pentru că am ales să fiu o persoană bună.
puteai să faci și tu asta. Aș fi putut să fiu, dar până și la naștere, tu ai fost cea dorită. De-aia ești prima. Stați, voi sunteți surori? Ca mine și Iulian? Noi suntem frați, Mitică, și tu ești cel nedorit în familie. Nu e adevărat, mi-am dorit fiecare copil pe care l-am. Mama noastră nu se aștepta să aibă gemene, ci mai degrabă să aibă un singur copil. Gemene? Dar nici nu semănați. Cred că nu mai vezi deloc de la căratul tancului. Asta e familia în care te afli, jalnic. Dacă ar vedea tata unde ai ajuns. Familia asta oferă ceva ce tu nu o să înțelegi vreodată, și anume iubire. De ce crezi că am încercat să-l iau pe Iulian? Mă poți lua pe mine. Eu nu am iubită. Mitică, este prea mare de vârstă ca să fie iubita ta. Și bunica voastră e la fel, doar că mă vedeți pe noi să mă plâng. La voi a fost diferit, că arătați aceeași vârstă. Liniște! Cui spui tu să tacă? Tu vezi tigaia asta? Vă rog, asta este între mine și ea. Trebuie să rezolv. Ne pare rău, Ana, dar acum faci parte din familia asta. Și în familia asta, orice problemă avem, o rezolvăm împreună. Cu bune, cu rele, reușim să trecem peste orice. Ana, ascultă-mă, o să te protejez. Chiar dacă nu am puteri, o să fac pentru tine. Bazează-te pe mine, eu vorbesc mult și amețesc lumea cu cuvintele mele. Te-am karate și toate artele marțiale pământești, să te văd urât-o. Bunicule, dar nu-mi poți face iubita urâtă. Nu pe ea am făcut-o, pe cea malefică. Sunt gemene, este normal să arate exact la fel. Nu știu dacă te uiți prin ochii mei. Ce vreau să spunem e că luptăm alături de tine, dar după meci. Asta e foarte drăguț din partea voastră. Mai să vărs o lacrimă. Da, să n-ai fost iubită de familie, pentru că n-ai știut să-i apreciezi. Nu mai contează acum, o să-ți fur viața. Gata, ia ziceți, îmi folosesc puterea acum? Nimeni nu-și poate folosi puterea în acest loc. De ce crezi că l-am adus aici? Deci de asta nu-l detecta Ana pe Iulian cu puterile ei? Cred că nu știi care-i puterea mea. Ia și dispari. V-am studiat deja pe toți. Nu aveți cum să mă opriți. Pune-i asta tigăii mele. Unde e tigaia? Nu mai e tigaia. Atunci o să te opresc eu. A, da? Unde e Ana? Nu mai e Ana. Ce-ai făcut cu ea? Sper că nu... Stai liniștit că încă e în viață. Doar nu pe planeta asta. Nu pot să cred că e învins așa ușor. A, tu trebuia să fii cea deșteaptă, dar nu prea pare. Eu sunt cel deștept în familie. A, da? Atunci cum crezi că am făcut-o pe Ana să dispară atât de ușor? Simplu. Ai pocnit din degete. Da, asta e la mintea cocoșului. Se vede că tu ești ăla enervant. Știu eu, ai folosit câmp electromagnetic. De asta ne-a adus în cimitir de mașini. Bravo, bătrânule! În sfârșit cineva care și-a dat seama. Păi scrie aici, cred că-s notițele tale. Ups, ăla cred că mi-a scăpat. Am folosit un câmp electromagnetic care a teleportat-o. Familie, m-au sunat prietenii mei din galaxie. Am aflat unde este Ana. Unde este? Este bine? Da, este bine, doar că este în închisoare intergalactică. Hai că totuși nu sunteți atât de fraieri pe cât credeam. E adevărat. Dar cum? Că iar nu are dosar de răuvocător ca să ajungă acolo. Câteva telefoane pot să rezolve orice. Cred că sora știe cel mai bine. Bunico, hai la nava ta de acasă să mergem să o salvăm. Ba, nu plecați nicăieri. Eu o să fac parte din această familie și o să am tot ce avea Ana. Doar pentru că Ana a dispărut? Asta nu înseamnă că poți să faci parte din familia asta. Da, nu o să te primim niciodată. Doar dacă faci lasagna cel puțin la fel de bună ca Ana. Tată! Ce? Glumeam și eu. Nimeni nu face lasagna mai bună ca Ana. Dar e foarte ușor. O să pocniți în degete și o să vă fac să uitați această zi și o să credeți că eu sunt Ana. Unde sunt și cum te-a reușit să... Ești în închisoarea intergalactică. Bandito, ce plan malefic mai ai acum? O să te opresc. Nu te chinui. În închisoarea asta nu are niciunul dintre noi puteri. Trebuie să ies de aici, trebuie să ajung la familie și să opresc. Haha, nu a ieșit nimeni niciodată de aici. Cum o să faci tu asta? O să-i rog frumos. Nu merge trucul ăsta aici. Trebuie să-ți spătești pedeapsa. Dar nu am făcut nimic rău, sunt închisă pe nedrept. Asta le-am zis și eu și tot nu m-au eliberat. Trebuie să fie o metodă, gândește-a. Până găsești tu o soluție să evadăm, o să trag un pui de somn. Evadăm? O să ies singură de aici, locul tău e aici. Ok, cum zici tu, atunci o să te privesc ieșind. Am o idee. Avem acces la telefon aici? Bineînțeles, doar că ai un singur minut la dispoziție. Atunci o să sun pe bunica lui Iulian, că sigur se cunoaște cu cei de aici. Ia telefonul. Vezi că pentru planeta Pământ ai prefixul 9999. Răspunde odată, răspunde. Nu răspunde, nasol, s-a dus minutul tău. Cred că au pățit ceva grav de tot. Hei familie, ce facem azi? Păi tu, Mitică, cred că o să-mi faci pedicura, că am nevoie. Blea, dar nu mă ating de picioarele tale. Ba da, Mitică, că dacă nu faci tu, atunci cine să le facă? Lasă unghiile, că mai facem lasagna de aia bună. Eu să-ți gătesc ție, dar ce sunt eu, îngrijitoare de bătrâni? Ah, Fira, dar ai zis că-mi faci de fiecare dată când am poftă. Lasă, că dacă nu îți face ea, îți fac eu. A ta nu mai place de când face ea. Nu-ți fac nimic. N-ai decât să te deplasezi să-ți faci singur. Ana, dar nu fii așa dură cu bunicul. Și tu taci, ești iubitul meu, așa că faci ce zic eu. Pardon?
Cred că sunt destul de mare să iau singur decizii. Crezi că o să întâlnești pe cineva mai bună decât mine? Taci, da? Taci. Iulian, eu dacă aș fi în locul tău, nu aș mai lăsa-o să vorbească așa. Dar nu poți să o lovesc, este și fată și este și iubita mea. Nu mă referam să o lovești, doar impune-te puțin. Tu de ce te bagi în seamă, femeie bătrână? M-ai făcut bătrână? Nu, că iubita lui Iulian sau nu iubita lui Iulian, eu tot te lovesc. Doar să încercați să vă atingeți de mine, că o să regretați. Aha, foarte amuzantă ești tu. Nu te uiți la tine ce păr dezordonat ai. Poftim? Părul meu este perfect. Ana, eu te iubesc, dar te rog, nu poți să te comporți așa. Cum adică faceți ce vreau eu? Mai presus decât iubirea este familia. Te-ai trezit să vorbești și tu, hai întoarce-te la fotbalul ăla tău. Parcă nu mai îmi place de tine, Ana. Erai o persoană bună înainte. Ei, ai găsit vreo cale de scăpare? Trebuie neapărat să vorbesc cu un gardian. Paza! Erau deja aici. Sunt invizibil. Da, s-a întâmplat ceva. Te nesoliciți prezența? Da, trebuie neapărat să ajung la familia lui Mintică să-i salvez. Nu putem să te eliberăm pentru așa ceva. Nu te credem. Ha, se pare că rămâi cu mine aici. Stați, cred că o știți pe bunica lui Mintică. E și ea extraterestră. Noi nu suntem extraterestri. Noi suntem marțieni. Extraterestri sunt persoanele sau formele de viață care se află în afara pământului. Pentru noi, pământenii sunt extramarțieni. M-a băgat rău de tot în ceață treaba asta. Marțiană este marțiană ca voi. Cum o cheamă? Nu știu numele. Este o marțiană de pe pământ păritată cu un vechi soldat. Tu vorbești de Margareta? Cred că da. Face parte dintr-o familie cu 7 membri? Da. Ea este singura extramarțiană de pe pământ. În momentul de față. Ce mă bucur că v-ați dat seama. Trebuie să mă eliberați urgent, este în grav pericol. Sigur, o contactez imediat. Gata, eliberează-o! Pare că ai avut dreptate. Ai fost închisă pe nedrept. Perfect, mersi mult! Stai, că și eu sunt cu ea și o știu pe Margareta. Nu este adevărat. El poate să rămână. Zis și făcut. Transmite-i salutările mele Margaretei. Cu siguranță. Sincer, Ana, relația asta nu cred că o să meargă. Cum să nu? O să meargă, ai să vezi. Uite, nu-l mai pun pe Mitică să-mi facă pedicura. O să-mi dai tu bani să mă duc la salon. Dar eu nu am bani. Știi că nu lucrez și nu am cum să-ți dau. Aoleo, iar au întrerupt așa meciul. Ci că e un monstru care arde orașul. Orașul nostru, Ana, mergi repede și salvează-l. Da, și ia-mă și pe mine, te rog. Unde să merg? N-are decât să ardă, ce treaba mea. Tu mereu salvezi situația cu puterile tale. De ce-ți pasă de ce fac alții? Ne avem unii pe alții aici în familie. Îmi pare rău să spun asta, dar nu vreau să mai faci parte din familia asta. Iulian, familie, sunteți bine? Ana? Acum sunt două Ana? Cum ai scăpat din închisoare? Este imposibil. Cu puțin ajutor din partea cuiva. Și acum o să te opresc pentru că ai încercat să-mi iei familia. Hai să te văd ce poți. În primul rând, tu nu o să-ți poți folosi puterile. Ce s-a întâmplat? Simplu, ți-am pus un dop în fund ca să nu iasă nimic de acolo. Dar Ana a zis că nu e posibil într-un alt episod. E posibil, Mitică, dar nu puteam să-i fac asta bunicului. Pentru asta puteam să-ți mulțumim, dar pentru că ne-ai răpit familia, nu! Dar tu cum de nu ai picat în plasa puterilor mele? Sunt extraterestru! Nici o vrajă pământească nu merge asupra mea! Mai puțin vrăja la mea, că așa am cucerit-o. Voi aveți o bunică extraterestru? Și puteți trăi cu ea? Da, pentru că face parte din familie. Ceva ce tu nu înțelegi. Tot ce am vrut e să fiu apreciată. Nu poți fi apreciată dacă nu ești o persoană sinceră și respectuoasă. Ei nu au fost respectuoși cu mine. Vezi tu, Mitică nu mi-a făcut pedicura. Și încă nu te-aș face. Sigur ai unghii de vrăjitoare. Pe cine faci tu vrăjitoare? Mitică, ferește-te acum! Era cât pe ce să văd stele verzi. Doar pentru că ai puteri nu înseamnă că oamenii trebuie să facă ce vrei tu. Dar trebuie să facă pentru că sunt frumoasă. Frumoasă ești doar pe din afară, că înăuntru ești un măr putrezit. Mere putrezite, urăți cu merele putrezite. Parcă la tine, cu cât era o mâncare mai veche, era mai bună. Nu și merele putrezite, de când mi-a căzut unul în cap, când stăteam sub copac. Ăla era Newton care a descoperit gravitația. Eu eram ăla, ce știți voi? Așa m-a vrăjit și pe mine, de m-a cucerit. Uitați-vă la voi, asta considerați voi familie? Vă contraziceți și vă înjosiți unii pe alții zilnic. Da, facem asta cam des, dar la sfârșitul zilei tot ne înțelegem. Mami mereu ne amenință cu făcălețul, dar nu ne-a lovit niciodată. Sau când ne pedepsește, de obicei nu durează mai mult de 10 minute și ne dă telefonul înapoi. Și în plus, ea face mereu curățenie în casă, chiar dacă se plânge mereu. Așa sunt mamele. O, ce drăguț familie, mulțumesc de aprecieri. Nu vă înțeleg, eu nu am fost crescut așa. Mama și tata au încercat să ne crească pe amândouă la fel, doar că
te considera mereu superioară. Pentru că sunt superioară și merit mai mult. Dacă am aflat ceva pe pământ, este că oamenii buni merită mai mult. Dar sunt bună. Un monstru a încercat să dea foc la oraș și tu nu i-ai salvat. Vă salvam pe voi dacă era cazul. Noi suntem bine aici, puteai lejer să mergi să-i salvezi. Nu vă faceți griji, în drum spre voi am ajutat și am scăpat de monstru. V-a lăsat în mâinile mele în timp ce era cu monstru. Pentru că aveam încredere în ei că se descurcă chiar dacă ajung un pic mai târziu. O dobăram și singur dacă n-aveam dopul ăsta în fund. Gata, m-am săturat de voi. Dacă nu mă primiți în familie, o să fac familia asta să nu mai existe. Nu te pune cu familia mea. Aia! Gata? Am supraviețuit? Da, mitică, poți să te iei mâinile de la ochi. Mama a avut grijă de ea. Mama, ce ai făcut? Ai lovit-o cu focălețul? Dacă voia să ne rărească familia. Da, înțeleg, dar problema e că ai lovit-o pe Ana. Auleu, ce-am făcut? Cea mai mare greșeală din viața ta, acum vă pot distruge mult mai ușor. Ușor? Ai uitat că exist? Și ce o să-mi faci tu? O să-mi arunci cu jucării în cap? Nu chiar, prinde! Oh, nu, aproape că m-ai rănit. Nu ești atentă deloc. Ce-ai păgălit-o? Mitica, repede, așa suntem patru labe. Nu sunt câine. Sau sunt? Ascultă-mă, doar așa o putem învinge. Of, bine. Am. Iulian, repede, împinge-o. Ce, să dau într-o fată? Dar nu-i frumos, așa mi-a zis mami. Uite ce-am zis, împinge acum. Bine. Și acum trebuie doar să o ținem la pământ. Bunicule, arată-ne de ce erai în sare în război. Zis și făcut. Vine bomba! Cool! S-a terminat? Suntem cu toții bine? Ah, cu toții mai puțin eu. De ce nu m-a avertizat nimeni că urmează să sară bunicul? Ți-i mersi că am mâncat înainte și că are burta moale. Bunicule, să nu te ridici de pe ea. Ține-o acolo până când ne gândim ce trebuie să facem cu ea. Ana, trezește-te! Ana, ești bine? Ce s-a întâmplat? A folosit sora ta malefică o vrajă pe tine și te-a lovit peste cap. Parcă tu erai cea care a lovit-o în cap cu făcălețul. Taci, mitică, că te lovești și pe tine. Cum ați reușit să opriți? Nu aveți puteri. A fost muncă de echipă. Ce muncă de echipă? Că tu nu ai făcut nimic. Ah, eu am făcut toată treaba. Cu dop sau fără, eu sunt luptător. Bunicule, ce faci? De ce te-ai ridicat? Păi cât să mai stau jos? Era rege pe podea. La așa ceva nu mă așteptam. Vă felicit pentru asta. Mersi, mersi. Aștept medalia. Of, așa faci tu mereu treburile. Termin doar pe jumătate. Încearcă tu să stai pe podeaua asta rece. Gata, nu vă mai certați. Aveți alte griji acum. Nu știu dacă am eu ceva de zis. Opa, uite cine s-a trezit. Frumoasa adormită. Dar nu am dormit. Eram treaz tot timpul. Nu, tu ești frumoasa adormită. La Ana se referea. Bunico telefonează smarținii și spune-le să elibereze un loc în închisoare. Acum, dragă mea, ce-mi place să fac asta? Sigur nu e locul ăla pentru mine. Nu așa de ușor. Ce? Crezi că asta mă oprește? Nu, dar îmi dă timp ca să fac asta. Pălăria mea a zburat. Gata. Te-am lăsat să te joci destul. Ana, fă o magie de aia ta și scoate-n dopul, că îi arăt eu putere. Asta rămâne ca o ultimă situație. Până atunci, nu fă asta. Să mai șap. Ana, nu! Iulian, ești bine? Nu trebuie să sari în fața mea. De data asta... am fost eu erou pentru tine. Totdeauna ai fost eroul meu. O să te distrug pentru asta, soră. Da, să văd ura care se face în ochii tăi. Acum, cine este rea? Nu o să te ierd niciodată pentru asta. Ana, stai! Asta vrea să obțină de la tine. Se încarcă cu furie. Nu o lăsa să te enerveze. Voi chiar nu vedeți ce a făcut lui Iulian? Iulian o să fie bine. A trecut el prin mai rele. A luat la un moment dat 2 în liceu și a supraviețuit. Poate că suntem din aceeași familie, soră, dar nu mai țin cont de asta. Ana, te rog, stai! Amintește-ți, cu iubirea se rezolvă orice. Hai, așa! Enervează-te mai tare! Iulian, dar tu nu vezi ce ți-a făcut monstrul ăsta? O să fiu bine, cât timp îmi ești tu alături. Să-ți fii mereu. Ce? Cum de te-ai calmat? Trebuia să fii extraordinar de nervoasă acum. Nu există putere mai mare pe lumea asta decât iubirea. Ce se întâmplă cu puterile mele? La fel cum tu puteai să absorbi din nervii mei, așa poți și eu să absorb din tine. Suntem surori până la urmă. Nu se poate să se termine așa. Ba da, și asta rămâne familia mea și nu te vei mai atinge de ea vreodată. Ce? S-a evaporat? S-a transformat în aer? Atunci nu respirați, o să vă intre nas. Nu am evaporat-o, am avut puterea să o teleportez direct în închisoare. Da, i-au confirmat prietenii mei, este închis acolo. Iulian, ești bine? Da, acum pare că a trecut durerea. Odată ce au dispărut puterile, i-au dispărut și vraja asupra ta. Ana, ai salvat din nou situația. I-am făcut foarte puține. Împreună am reușit să salvăm iarăși situația. Mai încet puțin că este meci acum și n-aud. Lasă fata să vorbească, că ea oricum comentează mereu același lucru la televizor. Familie, familie e important. Nu mai am dopul în fund. Era mai bine cu el.
Cred că vorbim cu Ana să mai pună unul. Să pună și trei, cât îmi face lasagna de aia bună. Trebuie să mulțumim și mie, că eu am stat în patru labe și am lătrat și am făcut-o să cadă. Da, sigur, Mitică, toată a fost ideea ta, în totalitate. Ai cap de țărână. Of, și uite cum toate lucrurile au revenit la normal cum erau și înainte. Mă bucur că fac parte din familia asta. Și eu la fel. Iurian, mai știi când ți-am zis să împingi pe sora Anei? Da, țin minte că așa am făcut eu să cadă. Să nu mai lovești vreodată o fată, pentru că pun făcălețul pe tine. Dar tu mi-ai zis să fac. Dai vina pe mine, a? Gata, ești pedepsit. Fără telefon, o săptămână întreagă. Hai mă, mami, măi, ha, dar nu-i corect. Ba, e corect. Să te înveți minte să nu mai împingi fete. Ce mă amuză familia voastră. Ah, nu pot să cred că m-au păcălit așa. Te-ai întors? Credeam că erai nevinovată. Și tu cine ești? Ha, 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 acum te prefaci că nu mai mă recunoști. Sunt eu, bandito. Nu am auzit de tine. Sunt cel mai mare și cel mai puternic răfăcător de pe pământ. Dacă ești atât de mare, ce cauți în închisoare? Tu m-ai băgat aici. Cred că vrei să spui sora mea geamănă. Ai o soră geamănă? Da, și m-a închis pe mine aici. Trebuie să mă răzbun. Stai. Și eu vreau răzbunare. Hai să facem asta împreună. Ia cum a reușit să evadeze? Le-a spus gărzilor că o știe pe bunica de pe pământ și să o elibereze. Și cum ziceai că o cheamă pe bunica lor? Parcă Margareta sau ceva de genul ăsta. Nu ești așa de nefolositor pe cât credeam. Dar cum să-i păcălești? Că ei știu cum arată Ana. Simplu, o să-mi iau înfățișoarea ei, îmi reglez puțin vocea și mă dau dreptea. Nu o să-și dea seama nimeni. Hai să ne răzbunăm. Paza, paza, să vină paza. Bunica mea Margareta are nevoie de ajutor. Faceți liniște că vine. Da, făceam, nu vezi? N-am zis nimic. Tocmai ce-ai zis. Liniște amândoi, că ne aude oricum cu super auzul ei. Puh, am ajuns, a fost o misiune atât de grea. Surpriză, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. Nu-i nevoie să cânti, Mitică. Nu se mai cântă hă de pe vremea bunicului. Nici pe vremea mea nu se cânta așa ceva. Oh, ba da, că știu cântecul ăsta. Cântecul da, dar nu cu vocea asta de pupăzala lui Mitică. Bunicule, tu ai o voce ca de tren. Și pufă-i ca unul. Dar pentru ce toate astea? E ziua ta azi, la mulți ani încă o dată. Nu este astăzi, ai greșit. Ți-am zis eu, am căutat pe net și am aflat. A fost ieri. Ieri? Da. Cum e posibil? Am aflat din surse sigure. Ți-am zis că tatăl tău e de încredere. Data viitoare să nu te mai bazezi pe el. Tată, dar tu de unde știi că astăzi este ziua Anei? Păi pe 18 august am învățat eu la școală că Ana are mere. Așa că am considerat că acum este ziua ei. Păi pe 18 august e vacanță, tată. Cred că ne minți. Ah, probabil că am încurcat datele. Și dacă a fost ieri? De ce n-ai zis nimic? De obicei nu-mi serbe ziua de naștere, de asta n-a contat. Of, îmi pare rău, am stat eu să-l ascult pe tata. Iulian, dă-i cadoul. Ce drăguț, mi-ai luat cadou? Stai, ce cadou? Nu-ți am luat cadou, n-ai zis că nu sărbătorești? Nu m-am gândit. Pe vremea mea, nici nu exista ideea de cadou. Ce este acela un cadou? Că nu există pe planeta mea. Nimic, draga mea, nimic. Deci cadoul este nimic. Acum înțeleg de ce Iulian i-a dat nimic Anei când i-a cerut cadou. Mamă, el îmi spune că este nimic. Pentru că ți-a luat astfel de cadouri toată viața lui. În fiecare zi îmi dă cadoul ăsta. Vezi, să zici mersi, alții vor să fie ca noi. Of, copii, voi să nu luați exemplu bunicului. Nu este bine. Se pare că este prea târziu pentru Iulian. Nu e nimic. Ziua mea e și anul viitor. Nu, trebuie să mă revanșez. Hai să mergem în oraș să mâncăm ceva. Unde mergeți voi? Aveți lasagna în frigider de 3 zile. Începe să se strice deja. Lasagna nu se învechește. Se face doar mai crocantă. Exact ca prâțurile tale, doar devin mai puturoase. Eu de ce nu știam de lasagna? Lor le ofer, dar mie nu. Ți-am zis de ea acum 3 zile, dar nu m-ai băgat în seamă. Erai preocupat să dormi. Vina mea, bărăbă. Merg să-mi pun o porție. Adică pe toată. Wow, bunicul știe ce înseamnă BRB? Nu mă așteptam. Normal, doar cine mă credeai? Înseamnă bărbat realizat la bătrânețe. Da, exact asta ești tu. Înseamnă be right back. Ana, ți-a dat și ție puteri? Că începi să vorbești o limbă pe care nimeni nu o știe. Of, e limba engleză capsec. Există. Nasol că existi tu. Iulian, ce spune de ieșit în oraș? Da, imediat. Mami, dă-mi și mie, te rog, niște bani ca să scot pe Ana în oraș. N-ai auzit că e lasagna în frigider? N-ai auzit că e veche de 3 zile și că mucegaiul de pe ea a făcut mucegai? Adică a devenit și mai crocantă? Yummy, am fugit. Iulian, dar noi nu avem bani, știi asta. Și sunt sigur că Ana o să înțeleagă. Mai bine face și voi ceva în casă. Deja am dat-o în bară odată pentru că nu știam când e ziua ei. Fără grijă, Iulian, mergem altă dată după ce te angajezi și ai și niște bani. Adică niciodată, la cum îl știm noi. Stai, am o idee, rămâi aici. Promis să nu-mi ia zborul nici la propriu, nici la figurat.
Sper că nu am fugit așa la lasagna din frigider. Ba da, acolo zicea că merge. Fugi repede până când n-o pierzi pe toată. Aș fi fugit, dar nici măcar nu mă pot ridica din scaunul ăsta. Dragă, verifici tu să nu mănânce pe toată. Și dacă mănâncă ce? E nepotul tău până la urmă. Și eu bunicul lui infometat. Dragă, tu nu ești la mulți ani, Alei? Îi zic după meci. Zi acum că poți să rup 2 secunde din meci să-i zici la mulți ani. Oricum e târziu, că a fost ieri. Contează gestul, mai ales dacă lași televizorul. Of, bine, la mulți ani, Ana. Vă mulțumesc frumos. Nu, 2 secunde a lipsit și au dat gol. Ți-am zis eu că putea să mai aștepte. Te dau gol și dacă nu-i ziceai, nu e ca și cum ai influențat tu asta. Gata, m-am întors. Uite. Ce-i asta? Ia-l ca un tort de ziua ta, pentru că nici de asta n-avem. Ce drăguț din partea ta, cred. Cea mai săracă zi de naștere ai făcut. Bunico, că tot stai degeaba, fă și tu o poțiune de aia de mă întorc în timp ca să văd și eu meciul, să văd golul. Te uiți când îl dă în reluare. Nu e același lucru, te rog, rămân dator. Dator zici? Cred că mi-ar prinde bine o datorie de la un exterminator. Ce vrei tu îți dau, doar fă poțiunea aia. Ce, poțiune de dat timp înapoi? Păi fă una ca să dăm timp înapoi spre ieri ca să putem să-i zicem la mulți ani cum trebuie. Nu, este prea periculos dacă trece atâta timp. Ai bunico, te rog, că așa am timp să iau ceva frumos și să-i spun la mulți ani chiar de ziua ei. Am zis deja nu. Of, nu mai insista, Iulian. Momentul a trecut și Ana nu pare supărată. Chiar deloc înțeleg situația. Se mai întâmplă. Așa, poțiunea e gata. Ia și bea. O să dea timp înapoi fix cu un minut înainte să dea gol. Ce bine. Hai, dăm să beau. Stai. Dă-mi mie să beau, că oricum nu contează cine bea. Doar cele care beau o să-și amintească. Restul o să uite ce s-a întâmplat în acest timp. E perfect. O să-mi amintesc. Nu e ca și cum trebuie să memorez ceva. Ba da, trebuie să mă întorc în timp. Și să nu-i mai spun anii la mulți ani, trebuie să-mi amintesc neapărat asta. Nu pot să cred că zic asta, dar are dreptate. Lui, da, ai dreptate, dar mie nu mai mi-e dat de mult. Nici nu o să-ți dau vreodată în ritmul ăsta. Bunico, dar tu cum o să-ți amintești că ți-e dator dacă tu o să uiți vorbele astea? O să avem un feeling că s-a mai întâmplat asta. Se numește deja vu. Deja vu? Este un Paris. Știu eu că am învățat la grădiniță și la școală. În Paris parcă este. Ăsta-i deja vu, e ceva diferit de muzeul Louvre. Dar ce deștept suntem, de când știi de astea? De când sunt cu tine, m-am maturizat? Da, sigur. În ce secol? Bunico, dar ce-i pus în poțiune ca să setez timpul? Ești interesat de poțiunile mele? Da, da, vreau să mă fac chimist. Ce drăguț, în sfârșit ai un scop în viață. Noroc cu Ana că te-a pus cu capul pe umeri. Fiecare particulă de nisip pusă reprezintă un minut din timp. Deci cam câte particule de nisip pentru 24 de ore? 1440. E simplu, este matematică pură. Cred că da, eu momentan am pus doar 10 particule de nisip pentru cele 10 minute care trebuie să le dăm înapoi. Dacă o costă mai mult, va trebui să mai adaug. Interesant, bine de știut, mersi. Acum lasă meciul și ia și bea ca să-ți vezi golul. Stai că fix acum merge pe lung și poate dă gol. Nu mă păcălesc de 2 ori cu faza asta. Oricum o să mai vezi o dată după. Ha, crezi că s-a întâlnit hoțul cu prostul? Bunico, dă-mi o mie și o dau eu lui. Ia-o și poți să o torni pe gâtul lui, că oricum nu o să-și mai amintească ca să te pedepsească. Da, sigur, mersi, bunico. Acum o să pot să dau timpul înapoi. Iulian, ce faci? Tatăl tău trebuie să o bea. Nu, trebuie să o beau și să-mi amintesc ca să pot să-i zic Anei la mulți ani de ziua ei cum trebuie. Dar nu o să meargă, că o să treacă doar 10 minute. Ba nu, că mai adaug nisip. Și de unde, mă rog, iei tu nisip? Simplu, dintre degetele la picioare. Eu, Iulian, ești scârbos. E regulă, oricum nu o să-ți mai amintești că am zis asta. Dacă tu ai nisip între degete, cred că bunicul are plantație. De unde crezi că mi-au gustările? Gata, l-am pus, ne vedem ieri. Nu! Dar nu pare nimic schimbat. Mamă, da, Iulian? În ce zi suntem astăzi? Păi în 17 august. Mâine se împlinesc mulți ani de când am învățat eu la școală că Ana are mere. 17 august. Perfect, bunico. Ești cea mai tare. Mersi, știu. Dar de ce zici asta? Nu ai cum să-ți amintești, dar tot ești cea mai tare. A fost cumva cineva pe Ana? Salvează lumea ca de obicei. Stai că o strică, sigur mă aude. Ana! Da, Iulian, s-a întâmplat ceva? Știu că astăzi este ziua ta. La mulți ani. Mersi frumos, dar mi-ai zis deja la mulți ani mâine. Cum adică mâine? Ai greșit ziua și mi-ai zis mâine. Adică ți-amintești totul? Da, am puteri, iar poțiunile nu funcționează asupra mea. Ce ai făcut, Iulian? Despre ce poțiune vorbești? Ați făcut o poțiune de întoarcere în timp și a băut fără acordul dumneavoastră. Gata! Fără poțiune niciodată! Ce poțiune era? Of, era poțiune de întoarcere în timp. Am vrut să fac și o faptă bună. Și acum noi nu ne mai amintim nimic din viitor. Eu mi-amintesc. Iulian a zis că mami nu face curățenie cum trebuie. Nu pot să cred că ai zis asta despre mine. Ești pedepsit. Și că stă rău cu părul așa. Gata, Iulian. O lună de zile nu mai ești din casă și nici nu stai pe calculator. Dar mami nu-i crede că nu au cum să-și amintească. Bine lucrat, mitică. Nu știu unde te-a dus capul. Unde să-mi duc capul? Este doar o metaforă. Las-o așa. Of, deci, Ana, tu ți-amintești chiar tot? Da,
și mai bine mergi să te speli pe picioare. Dacă ai făcut ciuperce între dezite, le vreau eu să fac o staramură. Blea, e ceva mai scârbos n-am auzit în viața mea. Tata, vezi că mâine o să dea gol echipa adversă. Dar de unde știi tu asta? Ești Nostradamus? Un fel de, tu trebuia să bei poțiunea ca să revezi golul. Deci Ana, la mulți ani din partea familiei. Vai, vă mulțumesc. Apreciez că v-ați amintit. Și eu mi-am amintit. Nu mai încerca, îmi amintesc că ai uitat. Iulian, unde e cadoul Anei? Ha, exact asta m-ai întrebat și înainte, adică în viitor. Dar acum am plin să iau ceva chiar de ziua ei. Sper că nu bomboana aia. Ha, ha, nu, văd cum fac și de surprind cu ceva bun. Apropo de bun, lasagna acum nu mai este veche de 3 zile, este doar de 2 zile, așa că este încă bună. Avem lasagna? Da, e în frigider de 2 zile, dacă o să mai lași o zi, o să mucegăiască. Exact cum îmi place, mult mai aromată. Iulian, nu mă dau în vânt după lucrurile sofisticate, hai mai bine să ieșim. Bine, Ana, la mulți ani încă o dată, hai să mergem la zoo. Avem zoo acasă, dar uitați-vă. Lasagna, vreau lasagna. Gol! Gol, 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 gol! Da, niște specii deosebite. În special tu. Hai să mergem. Pa! La mulți ani, Ana! Pa! Mersi, Mitica!